Ziua, dragi prieteni, astăzi împreună cu voi, vreau să pregătesc zenfire. Așa arată ele. Încă așa. Așa arată rupt deja. Da? Este foarte moale sau cum să-i zic, da? Deci, rămâneți cu mine și eu împreună cu voi îi voi pregăti. Că așa arată. Deci, pentru zefirile noastre vom avea nevoie de ingredientele acestea. 125 de grame de piure de mere, un albuș de ou, 75 de grame de apă, 200 de grame de zahăr și un pachetel de agar-agar. Pachetelul meu are 8 grame, deci. Agar-agar este cel mai bun pentru zefirile noastre. Cu gelatină eu n-am încercat. Dar vreau să vă spun că la zefir trebuie numai decât agar-agar. Deci, pentru sirop vom avea nevoie de apă, 75 grame și 200 grame de zahăr și agar-agar. Dar pentru masa noastră, da, piure de mere și un albuș de ou. Pentru asta vom avea nevoie și de așa cu steluța în afară, da? Și un săculeț. Deci, dați să începem. Așa, punem în bolul de la mixer, punem piureaua de cartofi. Așa. Și punem și albușul. Așa. Și începem să batem la cea mai mare viteză până ce se formează o spumă groasă sau o bezea, cum să-i zic. Așa, deci, dragii mei, trebuie să bateți, uitați-vă, până ce se primește așa o penă groasă, da? O spumă groasă. Așa. Acum vom lua o cratiță, turnăm apa, 75 de grame, așa. Punem agarul. Așa. Și punem zahărul. Așa. Al punem la foc și fierbem siropul. L-am pus la foc. Mereu amestecăm să nu se ardă. Așa, deci vom avea nevoie de termometru. Ia câtă-l-i. Numai decât. Dar dacă nu aveți termometrul, mă voi stărui să vă arăt cum trebuie să arăte siropul pentru zefirile noastre. Așa, mereu amestecăm și fierbem. Se vede, da? Trebuie să-l punem până la 100 de grade. Deci, dragii mei, la noi siropul este gata. Uitați-vă cum trebuie să prelingă. Al fierbem până la 100 de grade, care are asta. Așa. Ia că el e gata. Se vede, da? El trebuie să burlească așa. Ia câte-l. Îl stângem. Așa. Și în timpul ăsta dăm drumul la mixer să învârte tare și turnăm tot siropul aici, da? În timpul ăsta să lucreze mixerul. Așa, deci, dragii mei, deja am
Am mixat bine-bine până ce masa noastră se răcește. Eu am adăugat o picătură de gel roz să fie la noi zefirile puțin roz, da? Să nu fie tare, tare, după cum se vede, da? Așa, deci vreau să vă spun că trebuie să vă primească așa o masă, se vede, da? Foarte, foarte bine bătută. Trebuie să fiți atenți la orice grămaș, la orice zbatere, să nu fie puțin moale sau puțin subțire, da? Deci, acum vom lua masa noastră și vom pune-o într-un săculeț, da? Așa. Deci, aici am făcut așa, cu așa cerculeț, am făcut pe partea aslantă cerculeță, să fac aproximativ să fie toate tot una, da? Deci, începem să formăm zefirele noastre. Cum putem? Depinde cum le facem, da? Prima dată le fac și până ce voi face, mi s-a dat mâna, va fi bune. Așa. Dragii mei, le-am făcut cum am putut, pentru că vreau să vă spun că eu niciodată n-am făcut zefire. Și până ce mi s-a dat mâna, așa, da? Trebuie să lucrați repede, pentru că masa să nu se întărească, da? Să nu se întărească în săculeț. Și repede, repede am făcut, le lăsăm 6-10 ore, dar eu acum le-am făcut de cu sare, mâine dimineață eu o să le înclei una de alta. Și revin deja cu rezultatul. A trecut peste noapte, eu i-am făcut de cu sare, astăzi este a doua zi, vreau să-i lipim, da? I-am presurat cu zahăr pudră și acum să-i dezlipim încetul, ei sunt puțin lipicioși. Și să-i unim, da? Să-i lipim. Luăm cuncetul. Așa. Și pe a doilea. Și îi lipim. Se vede, da? Așa. E ca așa. Tot îi lipim. Sunt puțin lipicioși, după cum am spus, da? Așa. Așa vom lipi pe toți. Vreau să vă arăt cum arată unul rupt, da? Dragii mei, este o rețetă super de ușoară, dar trebuie să știți orice grămaj, să respectați absolut totul. Pentru că sunt momente care n-a să vă primească. Deci dacă v-a plăcut rețeta, dați like, abonați-vă la canalul meu, dar eu vă zic poftă bună, o zi bună în continuare!